care există între a avea o poveste de succes sau ceva care merită să fie notat ca un eșec. Bun. Întrebarea pe care mi-am pus-o în timp ce făceam prezentarea a fost, oare tot aud Agile, cuvinte derivate de la Agile? Întrebarea este, Agile e o terminologie pur creată pentru proiectele informatice și utilizată numai în contextul informatic sau până la urmă prin Agile se înțelege sursa supraviețuirii noastre? Hai să vedem ce înseamnă asta. Ca să zic câteva cuvinte despre mine, cum ziceai și tu, consider că sunt project manager, dar nu pentru că așa am scris pe badge, ci pentru că până la urmă conduc cel mai mare proiect care mi-a fost vreodată asignat și care e viața mea. Am să vă zic câte ceva despre mine, până de curând aveam traininguri, cam în toată Europa, făceam proiecte pe mai multe continente și ce se întâmplă acum, chestia asta profesională vine completată de o bucată personală din care mi-au adrenalina. Bun, și acum că știm că nu este o greșeală în a trata propria viață ca pe un proiect, hai să vedem și ce metodologii de proiecte există. Păi bănuiesc că toată lumea a auzit de waterfall, adică clasic waterfall în care fac analiza la început, după ce am făcut analiza, mai fac o dată planificarea, după ce am făcut planificarea, mai fac un pas și la un moment dat ajung să fac coding, să fac deployment în ceva medii de test, de staging, whatever, și mă duc la client foarte fericit și zic, uite, asta e. Și clientul o să zică, mersi, nu, asta am vrut. Și atunci, după ce îmi dau câteva pune în cap, mă întorc înapoi la partea de analiză și îmi dau seama că s-ar putea ca proiectul meu să nu mai aibă succesul scontat, să nu mai livrez în timp, în buget, etc. Bun, și atunci hai să vedem cum îi dăm o notă de agilitate waterfall-ului. Păi, dacă îi adăugăm waterfall-ului un instrument de mare, mare, mare precizie, adică un blender, și punem toate stagiile astea frumoase de pe care le-am definit într-un un blender și dăm drumul, o să avem niște shot-uri mici, puternice, pe două săptămâni, care se numesc sprint-uri. Adică și aici fac un pic de analiză, un pic de deployment, un pic de întrebare către client ce îi, pur și simplu verific și validez de fiecare dată scop, că nu ies în afara lui. Bun, și acum noi am definit o groază de terminologii care sunt extraordinare. Noi suntem ființa modernă care definește foarte, foarte multe lucruri interesante. Bine, dar ne dăm seama, dacă ne dăm un pic în istorie, că mama natură face chestia asta de sute sau de mii de ani. Adică, pune ființa umană la loc de glorie, în mijlocul lanțului trofic, și ne dă niște amenințări externe, cum ar fi prădători mai puternici decât noi, pradă mai firavă decât noi, dar care fuge repede. Avem aici condiții climaterice nu cele mai bune și avem, la început nu aveam posibilitatea de a comunica foarte bine. Nu aveam tehnici de comunicare, dar totuși trebuia să lucrăm în echipă ca să supraviețuim. O rază de speranță vine de la vine cu ideea că nu cel mai puternic, nu cea mai puternică ființă supraviețuiește, ci cea mai adaptabilă. Bun. Și atunci, hai să începem și să ne jucăm un pic, pentru că până la urmă asta era scopul, să ne jucăm un pic. Hai să tratăm viața noastră sau supraviețuirea noastră exact ca un proiect. Dacă ne luăm după, dacă deschidem PM-ul, vedem că la pagina 3, prima chestie e că un proiect e orice are un start time, un end time și livrează ceva, fie că e serviciu, produs sau orice altceva. Bun, ca orice project manager care ne respectăm, facem un project chartă, customer-ul, hai să zicem că e ființa umană, project manager e creierul nostru, iar sponsorul e mama natură. Ca și misiune, avem supraviețuirea și conducerea lanțului trofic. Bun, și în scop trebuie să fie ceva măsurabil, adică să ne procurăm hrană, să o culegem și să facem echipe ca să putem supraviețui. Bun, până aici e perfect. Și acum sunteți toți din companii mai mult sau mai puțin mari și bănuiesc că cu toții ați auzit că deci conceptele astea extraordinare, SMART goal, de work breakdown structure, milestones, deosebite, le-am inventat ca și oameni moderni, dar ne uităm un pic în istorie, mama natură le aplică de când lumea. Adică, ce se întâmplă? Se analizează situația de fiecare dată, se rescrie codul din interiorul nostru, adică la nivel molecular, și ni se dă drumul direct în production să vedem dacă supraviețuim. Adică, ce vreau să zic cu asta? Omulețul ăla mic preistoric vedea copacul cu mere. Știa că ăla e scopul supraviețuirii lui, dar nu aveam resursele necesare să ajungem până acolo. Și atunci, din nou, se face o analiză
și vine cu o soluție, rescrierea codului și deployment în production prin dopamină. Avem senzația aia bună că când facem încă un pas și încă un pas, trecem din milestone, primim o senzație de bine pe care nu putem explica. Bun, la fel se întâmplă și cu cealaltă amenințare. Avem acolo niște animale puternice cu dinți mari care vor să fugă după noi și avem niște animale plăpânte care fug mai repede decât noi. Bun, asta ar fi premiza unei povești de eșec din start. Din nou, se face analiză, ne dăm seama că ne apropiem de un eșec, trebuie să dăm dovadă de agile, vine mama natură, rescrie codul, aceeași poveste, ne dă o altă substanță endorfină și până la urmă supraviețuim. Uite, suntem aici astăzi. Bun, foarte pe scurt, nu mai intrăm în detalii, la fel se întâmplă și cu alte substanțe care ne ajută să lucrăm în echipă, care ne ajută să avem o imunitate ridicată, care ne ajută să fim problem solvers și ne ajută până la urmă să ne respectăm ierarhiile și liderii. Da? Adică dacă știți acum, Leonardo DiCaprio a câștigat premiul Oscar și primul lucru care l-a zis, bine, după aia cu natură și toate alea, a zis că mulțumesc regizorului fără de care n-aș fi putut reuși. Asta e dovada agilității care s-a format întotdeauna. Adică, ideea de a-ți recunoaște alfa-ul grupului. Bun. Și acum, asta e o chestie de care mie ești foarte atașat, niște surprising management statistics. Avem agilitatea, avem o groază de proceduri pe care le aplicăm și atunci o să avem numai povești de succes în poveștile în IT. Bine, asta nu e de succes. 6 proiecte pică, 200% overrun, buget, 70% overrun time. Dar următoarea sigur o să fie de succes și nu știu pentru cine e succes, că văd că 150 de miliarde de dolari se pierd pentru că noi conducem proiecte bine, de tot. Și următoarea sigur o să fie bine, nici oamenii în care ar trebui să creadă în proiecte nu cred că putem ajunge la finalul lor. Și mai avem niște statistici, dar nu o să le citesc, după aceea intrăm în depresie. Dar, în schimb, o să fac o chestie foarte interesantă, o să pun o întrebare. Companiile ar trebui să fie agile sau doar proiectele? Bun, am acolo un da. Hai cineva nu mai aprobă, bun? Și atunci, hai să facem un salt prin istorie. Să vedem ce înseamnă agilitate, că toată lumea vorbește de agilitate, e un cuvânt foarte, foarte mișto și la mod acum. Hai să vedem de ce nu aveam nevoie să fim agili și de ce avem nevoie acum. Păi apare, pe lumea de după al doilea război mondial, când cererea era mai mare ca oferta, deci clar, puteam fi reactivi. Nu aveam nevoie să fim altcumva, puteam să ne punem probleme de marketing, puteam să facem ce vrem. Avem Golden Age, în care se armonizează. Avem cererea egală cu oferta și atunci deja ne-am pus problema planificării, ne punem problema improvement-ului. Bun, avem perioada până în 1990, când deja proporția se strică, și atunci, aici deja ne punem problema de planning, analysis, monitor and control și să creăm scenarii. Și ne punem o problemă foarte interesantă care ne dă agilitatea win-win situations. Adică să câștigăm și noi, dar să câștige și clientul. Și avem o piață saturată în lumea modernă în care deja trebuie să mai introducem un win acolo, win-win-win situation, adică să introducem și angajatul. Speram să zic pe cineva de aici, dar... Auziți? Da. Bun. Sunt companiile noastre de aici? Vreau să pun întrebarea dacă companiile voastre sunt agile. Nu o să pun întrebarea asta, care dura prea mult și ar vrea să mă întâlnesc și în timp. Și atunci, ca să fie foarte pe scurt, eu consider că agile... Consideră că agile înseamnă anticipare, inovare atâta cât este nevoie și cooperare. Eu cred că asta se poate obține doar dacă totdeauna o companie analizează situația existență atât în interior cât și în exterior, dacă o companie merge frumos și face un environment în care să existe încredere, exact cum prezenta și persoanele înaintea mea. Și dacă la un moment dat, când descoperim un proof of concept, merge frumos și îl punem pe perete și zicem că e o valoare a companiei și după aia nu ne lamentăm, ci mergem înapoi la pasul întâi, pentru că stăm într-un mediu care se schimbă tot timpul și atunci ar fi foarte bine să-l analizăm iar, să vedem dacă trebuie să creăm alte valori. Bun. Și acum, să vă zic, bun. Și acum, from a happy career to success story. O să vă zic o poveste. Asta e o poveste personală. E un proiect pe care l-am condus. Deci, contextul. Un program mare de câteva milioane de euro,
ultimul proiect din program, proiectul meu. Perfect, perfect. S-a lungit un pic programul și atunci nu deadline era același, proiectul meu s-a mișurat. Până aici iară bine. La sfârșitul proiectului venea un nene și te apară de cap. Și greșea în nenea asta era președintele României. Deci puteam, el avea deja programată ziua, ora, toate chestiile. Așa că trebuia să reușim. Bun, până aici nicio problemă, am început proiectul, toată lumea voia agile, dar până la urmă ei înțelegeau waterfall. Adică hai să facem analiză, facem planificare, dar să fim agile și facem asta. Ok, facem, că da, clientul nostru, stăpânul nostru, ca de obicei. Există o problemă. La un moment dat, la mijlocul, lucram cu oameni foarte buni profesioniști în domeniul lor, dar înțelegerea noastră de IT era un pic diferită de înțelegerea lor de IT. Și atunci, că la mijlocul proiectului, atenție, mijlocul proiectului, după lună și ceva, mi-am dat seama că nu am avut o înțelegere pe analiză. N-am făcut ceva rocket science, pur și simplu am dat un pic mai multă agilitate, adică am făcut analiză, am făcut mock-up-uri mici, am făcut design-ul, le-am dat un staging, le-am arătat în timp ce ei testau în mediul de staging, noi mergeam și cream bucata cealaltă a softului pe care îl livram. Bun. Acum, din nou, ce m-a ajutat pe mine aici a fost să etapizez, adică struță pe mine, asta trebuia documentată cumva. A fost să etapizez un pic partea mare a proiectului, dragul linie pe care sunt mult în dreapta și în stânga și să dau încredere și oamenilor că, bă, știm ce face până la urmă. Bun, ceea ce a ajutat iară foarte mult și vă încurajez să faceți, îi network diagram, chiar dacă pare o chestie, mamă, hai că ne chinim, o facem și și dacă o faci și scalată, poți să-ți dai seama că aici analiza poate să se miște un pic fără să influențeze. Ne dăm seama când trebuie să băgăm bani, ne dăm seama când trebuie să se mai relaxeze resursele noastre, etc. Bun, și după aia, bucătăria internă noastră, pe care o făceam, în partea de execuție, făceam clasicele sprinturi. Ok, cam asta făceam eu și acum hai să sumarizăm un pic ceea ce am vrut să prezint acum. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu consider că dacă avem destulă inovare, dacă avem destulă anticipație și dacă avem destulă cooperare, putem să ne considerăm și într-un mediu agile și lucrând agile. Și atunci, încă o chestie pe care vreau să o scot în evidență, la fel cum am zis, fac legătura un pic cu începutul. Project management înseamnă mai mult decât perioada de lucru, de la 8 la 5. La fel și agile-ul. Nu se rezumă totul la perioada de lucru. Agile-ul, project management-ul, până la urmă, sustie de viață. Bun, vă mulțumesc frumos și sper că vă mulțumesc.